mi-a spus directorul federației că au acum 7 patinoare în Budapesta și 2 vor fi demolate și se va face o sală mare de patinaj viteză, o pistă mare, cu 2 patinoare în mijloc, unul de hockey și unul de artistic, și la subsol, sub această arenă, încă 2 patinoare. Și atunci vor avea aproape 10 sau 11 astfel de arene. Ungaria, o țară cu un campion olimpic la patinaj pe pistă scurtă, short track, da? Și cu medalii la short track. Da? Și peste 2 ani de zile, în 2024, Budapesta va fi gazda campionatelor europene în acea sală mare care a fost acum construită pentru europenele de handball. 71-60 pentru Brejina, este al 5-lea, va fi în programul liber, dar greii urmează de acum încolo la start și aici în programul scurt. Destul de puțin pentru Mihal ca să mai spere la o medalie, dar orice e posibil. Marc Kondratiuk din Rusia, 18 ani, născut la Podolsk, trăiește la Moscova. Da, da, a fost surpriza campionatului național al rușilor, care s-a desfășurat exact de Crăciun, în acel weekend. Și aduce o poveste din Balcani, Cosem, una dintre cele mai influente femei din Imperiul Otoman. Un serial turcesc. Quadruplutulup, bineînțeles, e campionul Rusiei. Ușurință. Bun și triplu axel, da. Altă ligă. Liga campionilor la patinaj. Și să vedeți ce vă așteaptă la feminin mâine. Acolo e Superliga. Și la perechi și la dans. Oare poate Rusia un aur pe linie la campionatul european? A mai reușit-o. Cea mai deschisă luptă e la masculin. Quadru plus Alcov cu triplu tulup. Foarte bun acest program. Și ce reacție a avut Marius, da, după, da, reușită. Și iată descătușarea după ce partea tehnică a fost de excepție. E mai multă energie pentru linia de pași, una care epuizează în mod normal. Vedem că la punctaj deja aproape l-a egalat pe lider și el mai are încă 2 elemente de executat. Deci doar din 5 elemente, cele 7 posibile. Antrenantă și muzica pentru această linie de pași te împinge de la spate. Program de peste 90 de puncte, să vedem. Chiar 3 elemente a mai avut de executat după. Dezlănțuit Marc Kondratiuk, super programul tânărului de 18 ani din Rusia, lider clar calificat la Jocurile Olimpice de la Beijing. 1,69 m, patinator mai scund. Dar așa trebuie să fie un patinator de valoare, cu o conformație asemănătoare a sportivilor din Asia, pe care îi vom vedea la competiția celor 4 continente săptămâna viitoare. Japonezii, americanii, care sunt tot de origine asiatică, Nathan Chen, Vincent Liu, Shoma Uno,
Da, din păcate Yuzuru nu vine la turneul celor patru continente. Să spunem însă că Yuzuru Hanyu este primul patinator din lume care a reușit să sară quadruplu axel în competiție. Revedem, quadruplu tulup. Patru rotații perfect executate, înălțare bună. Aici triplu axel, trei rotații și jumătate, aterizare frumoasă, lină, pirueta cu poziție dificilă, aceasta dă nivelul diferitelor elemente, numărul de rotații, care trebuie să fie 8 dacă vrei să ai un nivel într-o poziție dificilă, odată cu, în poziția joasă, cu piciorul în față sau lateral, sau în spate, în cruce. Acestea sunt mici detalii tehnice pe care comisia tehnică le valorează, le valorifică și le punctează, iar juriul de arbitri dau doar acele bonificații pentru felul cum sunt executate elementele. Se cheamă GOE, adică Grade of Execution, care sunt de la 0 până la plus 5 sau până la minus 5. Da, războinic Kondratiuk, mi-a plăcut. Svetlana Sokolovskaya cu o surpriză la aceste primul rând la campionatele Rusiei și acum la acest campionat european. Venemaa ilusutaja Mark Kondratiuk tenis 99-06, record în sezon pentru el. E în față. Recordul mondial este 110 deținut de Nathan Chen. Dar este un program de podium la orice campionat, mondial sau olimpic. Kondratiuk a înfipt iataganul, să spunem, în podiumul de la Tallinn, dacă și programul liber va fi reușit, are mari șanse la o medalie. Emoții acum pentru Lucas.